Potrivit proiectului adoptat, legea se va aplica și celor care sunt în proces de executare silită. Scoaterea programului Prima Casă din legea Dării în Plată a generat dezbaterea prinse în Comisia Juridică. BNR și Ministerul Finanțelor Publice au susținut excluderea programului din textul legii, în timp ce inițiatorul propunerii legislative, Daniel Zanfir, le-a cerut colegilor să ia act de un nou amendament, potrivit căruia dispozițiile prezentei legi a dării în plată nu afectează garanțiile statului român acordate pentru prima casă. Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, secretarul de stat Enachejiru, a susținut la rândul său că garanții statului se emit irevocabil și necondiționat, afirmând că există riscul de a ajunge în situația în care statul și banca devin coproprietari ai acelui și mobil. Prin viceguvernatorul BNR Florin Georgescu a susținut că garanția statului este afectată, reafirmând că va crește avansul solicitat de bănci, se va scumpi creditul și perioada de așteptare necesară pentru a obține un împrumut va fi mai îndelungată. Deputatul PNL Cătălin Zanfir a criticat pozițiile Băncii Naționale și ale Ministerului Finanțelor Publice, reafirmând că legea nu omoară programul Prima Casă. În cele din urmă, liberalul a renunțat la amendamentul său. Deputații din Comisia Juridică au adoptat cu majoritate de voturi aplicarea legii dării în plată pentru creditele mai mici de 250.000 de euro, renunțând la varianta propusă de BNR 150.000 de euro. Votul în plen este așteptat mâine, Camera Deputaților fiind for decizional.